Istanbulul are tichie de mărgăritar, mai exact o industrie de peste 1 miliard de euro care atrage bărbați din toată lumea care vor să-și recupereze încrederea odată cu podoaba capilară. Românii sunt deja de case în clinicile din Turcia unde ajung pentru cea mai populară intervenție, implantul de păr, care sunt pașii de urmat, dar și capcanele de a fi rapăr. Vedeți într-un material exclusiv Observator. Să îmbini frumosul cu frumosul este ultima tendință în turismul medical în Turcia, unde poți merge pentru operații estetice, dar și plimbări pe malul Bosforului. O singură clinică din capitală a trimis la clinicile partenere din Istanbul peste 15.000 de pacienți în ultimii 12 ani. Am în jur de 14 spitale care colaborez. Afară de preț, eu pot să-i spun că deja primul lucru este calitate. Călătoria către stima de sine începe cu prima consultație în România, unde se stabilesc toate detaliile intervenției. Și noi o să alegem din zona aceasta grefturile mai puternic și o să intrăm între ele. Oamenii crede că din prima lună, wow, o să crească. Nu. Implantul se face. Prima lună, ce implantăm, cade. După 2 luni de zile, a treia lună începe să crească, 3, 4, 5, 6, dar finalul se observă cam în jur de un an. Domnul Tașcu este din Constanța. A decis să-și facă implant de păr după ce a văzut rezultate la fiul său. Intervențiile în Turcia sunt deja o tradiție în familie. Am 7 intervenții acum la cadrul familiei. Eu am rinoplastia făcută. Băiatul meu are implant de păr și peste 2 zile se operează fata, tot implanturi și rinoplastie. Clinica se ocupă de tot, de la cazare până la operație. Odată ajunși în Turcia, pacienții beneficiază inclusiv de translator. Cum vă se pare conturul? E frumos și fără păr. Dacă sunteți de acord cu conturul, procedura o să începe. Simțiți durere ceva? Întreaga procedură durează aproximativ 6 ore. Acum sunt extrase grefele, care ulterior vor fi implantate pe suprafața stabilită de medic. Tehnica folosită se numește extracție de unități foliculare. Cu ajutorul unei lame de safir, medicul deschide canale noi unde vor fi implantate rădăcinile sănătoase. Câte ori deschide un canal, cineva din echipă în mână apasă ca să se știe câte canale au fost deschise. În total sunt implantate în jur de 3.000 de fire noi. Intervenția nu necesită spitalizare. Prin urmare, e timp și pentru a vizita orașul. Türkiye son yıllarda plastik cerrahi ve saç ekiminde çok öne çıktı gerçekten. Bu tabii Türkiye'de bu işin çok yaygın yapılması. Birçok Avrupa ülkesine, dünya ülkesine göre daha üst seviyede yapılıyor olmasıyla alakalı. İnsanlar tedavi için geldiklerinde aynı zamanda yaz dönemi gelse tatil yapıyor. Kış geldiğinde de çok güzel bir ülkede tatil yapmış oluyor. I'm going Sultanahmet, Ayasofya, then Karaköy. La o plimbare prin Istanbul e imposibil să nu întâlnești bărbați cu bentițe specifice intervenției de implant de păr. Date exacte care să arate dimensiunea fenomenului nu există. Și asta pentru că, pe lângă spitalele acreditate, există multe clinici care lucrează ilegal. Istanbul'da 2000 civarında klinik var. Bu kliniklerde birçok klinik hastane bünyesinde. Specialiștii atrag atenția. Orice ofertă sub 2500 de euro ar trebui să ridice semne de întrebare. Euro? 800. Există și 500 de euro în Turcia, implant de păr. Dar eu zic că feriți de lucrul acesta, că Doamne ferește. E totuși o operație. Implantul de păr este doar una dintre intervențiile populare oferite de turci pacienților din întreaga lume. Se estimează că anual peste 200.000 de turiști îmbină vizitele la spital cu cele la superbele moschei. Asta înseamnă o industrie de peste 1 miliard de euro.